Întotdeauna eșecul l-am considerat ca un drum deja știut de către noi către succes. Eu nu cred că există om care să ajungă și să atingă succesul, succesul absolut, și când spun succes absolut mă refer la tot ce ține de latura umană, tot ce ține de sănătate, tot ce ține de perspectiva asupra vieții, tot ce ține de legătura cu Dumnezeu. Pentru a avea întregul absolut, pentru a avea succesul, involuntar trăiești și eșecul. Nu ai cum. Pentru că în viață, ca să atingi succesul, ai nevoie și de alte persoane, nu poți de unul singur. Nu trăiești în pădure de unul singur și faci anumite lucruri de unul singur. Ai nevoie de interacțiune umană, ai nevoie să împărtășești din experiențe, din idei, ai nevoie să asculți, să fii ascultat și tot ce se întâmplă celui din fața ta, practic are legătură cu tine. Tot ce se întâmplă ție are legătură cu cei din jurul tău. Ăsta e motivul pentru care vă spun că niciodată, dar niciodată să nu vă gândiți că succesul îl puteți obține de unul singur. Atunci când iei în calcul și părerea celorlalți și nu ești tu cel care, și nu te consideri tu cel care a reinventat roata, atunci reușești și poți atinge succesul. Chiar și când e legat de o boală, atunci când te încrezi în medicul la care ai apelat, atunci când crezi în divinitate, atunci când dai o șansă, îți dai o șansă vieții, practic poți să spui că succesul este de partea ta, indiferent cât timp trăiești acel succes. Este important ca tu să nu renunți niciodată la viață, este important tu niciodată să nu renunți la iubire, la demnitate, la respect, să nu renunți la tot ce înseamnă spiritualitate în viața ta, pentru că demnitatea se învârte în jurul spiritualității.